extrem de interesant și de echilibrat totodată, pentru că trebuie să facem o remarcă. Practic se întâlnesc echipele cu cele mai multe rezultate de egalitate înregistrate până acum în campionat. Ovidiu Hațegan acolo. Să vedem. Este penalti. Vajvari. Ce moment important. Vajvari poate să marcheze împotriva echipei la care practic s-a consacrat aici la Botoșani. Minutul 54. Vajvari. Gol! 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 Exultă suporterii de la JEP și OSK Sfântul Gheorghe. Veniți de la Covasna. Ar fi fost împins Ilan Flores înapoi pentru Kilian Sabolci, greșeală mare și ocazia acolo, Fer iese dintre buturi, Roman, gol, 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 gol. Minutul 84, egalitate la 1. Mare greșeală lui Kilian Sabolci, care pasează neglijent înapoi, Roman stă la pândă. Ce greșeală face Kilian Sabolci. Este foarte greu. Și fluieră Ovidiu Hațegan, 1-1 scorul cu care se termină.